Dezvoltarea aeronauticii românești în timpul Primului Război Mondial, cât și creșterea numărului și complexității aparatelor de zbor, care au intrat în dotarea aviației militare după război, impuneau formarea unui personal tehnic specializat, capabil să execute întreținerea și repararea tehnicii de aviație. Pornind de la această necesitate, generalul de brigadă Ion Rășcanu, ministrul de război, a înaintat un raport regelui României prin care se argumenta înființarea școlii. La 18 octombrie 1920, regele Ferdinand a semnat înaltul decret numărul 4167, prin care s-a decretat înființarea școlii de meseriași militari a aeronauticii, prima școală destinată formării tehnicienilor de aviație. Școala și-a început activitatea în anul 1920 pe aerodromul București-Pipera, primul comandant al acestei instituții fiind locotenent colonelul Cap Șaion. Din vara anului 1921, școala se mută în localitatea Mediaș, iar din toamna aceluiași an, elevii încep cursurile. Cazarma Tudor Vladimirescu a devenit în scurt timp neîncăpătoare. Prima clădire a noii cazări a fost recepționată la 17 septembrie 1924 și era un dormitor pentru efectivele de elevi. În anul 1925 s-a construit pavilionul B cu destinația de dormitor pentru trupă și s-a amenajat aerodromul școlii de pe care au executat activități de zbor următoarele tipuri de avioane. Proto 2, Set 3, Set 7, Potez 25, Set 31, Junker F-13, Farman, IR-14, IR-15, IR-16, IR-21, IR-22 și IR-81. La 1 septembrie 1927, odată cu începerea noului an școlar, în noua cazarmă Aurel Vlaicu au fost transferate efectivele de elevi, direcția de studii, serviciul atelierelor și serviciul tehnic. Durata de studii pentru elevi a continuat să fie de 6 ani în perioada 1925-1939, din care 4 ani cursul inferior și 2 ani cursul superior. Din anul 1939, durata de școlarizare este de 7 ani. Prima promoție, compusă din 22 de elevi, a absolvit școala la 30 iunie 1926, pe locul întâi situându-se Cucu Ilie, care, continuându-și studiile, avea să obțină gradul de capitan comandor și titlul de doctor în aeronautică în Italia. La data de 26 iulie 1931, Principele Mihai a fost înscris în școală din înalta dorință a majestății sale regale, Carol al II-lea. Principele Mihai nu a urmat efectiv cursurile școlii, dar a fost pregătit și instruit în domeniul tehnic al aviației la Castelul Peleș din Sinaia. În ziua de 5 aprilie 1932, apele râului Târnava Mare au crescut neobișnuit de mult din cauza ploilor neîntrerupte și au inundat școala. Nivelul apei a fost de 1,20 m de la sol. Inundația a perturbat procesul de învățământ și a înregistrat numeroase pagube materiale. În anul 1932, Hermann Oberth a obținut permisiunea să experimenteze în atelierele școlii de aviație din Mediaș. Am început să construiesc mici ajutaje necesare pentru producerea gazului de pompare. Am construit apoi un nou model de motor rachetă, mai multe modele de ajutaje. Comandantul școlii, colonelul Celăreanu și ceilalți ofițeri români erau foarte amabili și binevoitori.
Mediașul este unul din primele orașe din lume de unde și-au luat zborul cei din tâi precursori ai puternicilor rachete purtătoare din zilele noastre, iar România, una din primele țări ale globului care se poate mândri că a fost leagăn al zborului cosmic. La 23 august 1944, în zona Băneasa, un mic grup de elevi ai Școlii Tehnice Aeronautice din Mediaș, aflați în stagiu la Centrul de Instrucție al Aeronauticii, au completat focul subunităților folosind mitraliere demontate din avioanele de la sol. În timpul luptelor, elevul plutonier ajutant Zaharie Dinică și elevul caporal Decebal Popescu din clasa a 5-a au căzut eroic la datorii. Conducerea școlii a hotărât înscrierea celor doi elevi eroi în cadrul companiei întâi, ei fiind strigați la apelurile solemne ale școlii. La sfârșitul lunii august 1944, când avioane germane au atacat atelierele ASAM din orașul Mediaș, apărarea aerodromului a doborât un avion german. După război, școala este desființată în 1945 și reînființată în 1946. În anul 1955 existau pentru studiu avioanele IR-80, IR-39 de bombardament, IAC-18 de școală, IL-10 de asalt, Nardi, și avioanele Messerschmitt, care în 1956 au fost casate, școala fiind dotată cu noi tipuri de aparate care existau în dotarea unităților de luptă, avioane cu reacție dăvânătoare MiG-15, iar în 1957 avioane IAC-21, IAC-17 și MiG-15 bis. Școala avea în dotare și un număr mare de motoare de avion. Pentru acoperirea necesarului de cadre tehnice în unitățile de aviație, a luat ființă o școală militară de subofițeri tehnici de aviație cu durata de 2 ani. Începând cu anul școlar 1964-1965, în școală au fost pregătiți și elevi care deveneau cadre tehnice pentru tarom. În 1964, școala de la Mediaș și-a schimbat denumirea în Școala Militară de Maestri și Subofițeri de Aviație Traian Vuia. Iar la data de 20 august 1965, școala și-a schimbat denumirea în Școala Militară de Maestri de Aviație Traian Vuia. La bucătărie s-au asigurat utilaje noi, pentru curățatul cartofilor, tocatul cărnii, mixer pentru prepararea unor aluaturi și creme. În 1972 s-au cumpărat cazane moderne pentru pregătitul hranii. La 1 septembrie 1970, serviciul tehnic a fost dotat cu un avion MiG-21 și cu auto specială UPG-250 pentru verificarea și controlul instalației hidraulice ale avionului. Cu prilejul semicentenarului școlii, în fața clădirii comandamentului a fost ridicat bustul lui Traian Vuia și a fost montată o placă comemorativă. Începând cu anul 1980, organele de control au acordat școlii numai calificativul de foarte bine. În data de 24 ianuarie 1990, grupul aviație Școală Tehnică Traian Vuia se transformă în Școala Militară Maestri de Aviație Traian Vuia și trece în subordinea Comandamentului Aviației Militare. Sarcina principală a școlii, începând cu acea dată, a fost de a pregăti cadre tehnice necesare aviației militare. Principalele caracteristici ale acestei perioade sunt încetarea politizării învățământului desfășurat în școală și creșterea ponderii orelor de specialitate.
aviația civilă a renunțat să-și mai pregătească personalul mediu tehnic în școală. După 1990 s-a introdus cursul de informatică. Pe parcursul anilor, concomitent cu progresul informaticii, numărul de ore afectate acestui curs și complexitatea ședințelor au crescut. La data de 1 octombrie 2001, Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri de Artilerie Antieriană și Radiolocație și Școala Militară de Maestri de Aviație Traian Vuia se comasează într-o singură entitate, Școala de Maestri și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia. Începând cu data de 1 octombrie 2004, școala se redislocă pentru a funcționa împreună cu Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene Aurel Vlaicu în garnizoana Boboc, județul Buzău. La sărbătorirea 90 de ani de la înființare, școala a primit drapelul de luptă care a fost decorat cu Ordinul Virtute Aeronautică în grad de cavaler. Unii dintre absolvenții promoției 2015 Regele Ferdinand 150 au fost selectați pentru a participa la misiunea desfășurată în Portugalia în vederea operării avionului multirol F-16. Întregul proces instructiv-educativ este orientat către formarea unui absolvent cu solide cunoștințe, atitudini, competențe și deprinderi transferabile într-un mediu militar în transformare, supus schimbărilor tehnologice și cerințelor determinate de calitatea de membru NATO și al Uniunii Europene. Tradiția unui veac de existență este onorantă și constituie un element de mândrie pentru forțele aeriene, care pe parcursul dezvoltării lor au beneficiat de un furnizor eficient și credibil de tehnicieni înalt calificați pentru exploatarea tehnicii din dotare.